Hristos a înviat! Dragi ascultători, dragi telespectatori, iubiți credincioși, din studioul Media Ercis vă salută Părintele Adrian Blăjuță și Eduard Lucaci. Transmitem Sfânta Liturghie din cea de-a doua zi a Octavei Pascale din Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. Celebrarea este prezidată de Preasfințitul Iosif Păuleț, episcop al diecezii romano-catolice de Iași. Alături de preasfinția sa este și Părintele Egidiu Condac, vicar general care va rosti și cuvântul de învățătură, Părintele Paul Budău, decan și paroh al parohiei Catedralei, Părintele Mihai Budău, care va asigura ceremonia la această celebrare, Părintele Diacon Paul Vârgă și preoții care slujesc la episcopie și la parohia Catedralei. Împreună acești preoți cu surorile din Congregația Slujitoarele lui Hristos, Marele Preot, care slujesc la episcopie și la catedrală, asigură rugăciunile și cântarea la aceste celebrări. Corul este dirijat de Părintele Robert Râtan la orgă Maximilian Husaru. Ne pregătim sufletește, ne dispunem pentru ca să participăm la această sfântă celebrare prin rugăciune, prin ascultarea cuvântului divin. Hristos a înviat! Noi creștinii romano-catolici suntem în a doua zi de Paște și continuăm să trăim bucuria învierii Domnului. Continuăm noi cei de la biserică din Catedrala din Iași să ne uităm la biserica goală, dar dumneavoastră reprezentați, așa cum vedeți cei de la televizor, de lumânările care sunt aprinse în toată catedrala noastră. Alături de noi, dar nu-i vedem, la Sfânta Liturghie sunt prezenți toți cei din Paradis, întregul cer, Preasfânta Fecioară Maria, Sfântul Iosif, îngerii și toți sfinții. Le cerem cu încredere mijlocirea. Acum să ne adunăm toate gândurile și intențiile noastre bune și să-L rugăm pe Iisus cel viu să ni le îndeplinească spre binele nostru sufletesc și trupesc. Ne recunoaștem acum păcatele și cerem iertare lui Dumnezeu ca să luăm parte așa cum se cuvine la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu
fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin.
Să ne rugăm. Dumnezeule, Tu sporești necontenit biserica Ta, dăruindu-i prin botez noi fii, dă-le slujitorilor Tăi harul să rămână fideli în trăirea lor sacramentului pe care l-au primit în credință, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Faptele Apostolilor. În ziua de Rusalii, Petru, stând în picioare împreună cu cei 11, și-a ridicat glasul și le-a vorbit: Bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să vă fie cunoscută aceasta și fiți atenți la cuvintele mele. Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit de Dumnezeu între voi, prin fapte puternice, minuni și semne pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum voi înși vă știți, pe acesta, care a fost dat după planul stabilit și preștiința lui Dumnezeu și pe care voi l-ați răstignit și ucis prin mâinile celor fără de lege, pe acesta Dumnezeu l-a înviat, eliberându-l de durerile morții, deoarece nu era posibil să fie ținut sub puterea ei. Căci David spune cu privire la el: Îl vedeam mereu în fața mea pe Domnul, căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea s-a bucurat inima mea și limba mea a tresăltat de veselie. Ba mai mult, și trupul meu se va odihni în speranță, pentru că nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nici nu vei permite ca Sfântul Tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscute căile vieții, mă vei umple de bucurie cu prezența Ta. Fraților, să-mi fie permis să vă vorbesc cu îndrăzneală despre Patriarhul David. El a murit și a fost îngropat și mormântul lui este printre noi până în ziua de azi. Dar fiind profet și știind că Dumnezeu îi făcuse jurământ să așeze pe tronul său un descendent al lui, el a văzut dinainte și a vorbit despre învierea lui Hristos. El nu a fost lăsat în locuința morților și nici trupul lui nu a văzut putrezirea. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înviat și noi toți suntem martori acestui fapt. Înălțat fiind acum la dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, l-a revărsat pe acesta, așa cum vedeți și voi astăzi. Cuvântul Domnului. Păzește-mă, Dumnezeule, pentru că în Tine îmi caut refugiu. Păzește-mă, Dumnezeule, pentru că în Tine îmi caut refugiu. Păzește-mă, Dumnezeule, că caut refugiu în Tine. I-am spus Domnului: Tu ești Dumnezeul meu, Domnul este partea mea de moștenire și cupa mea cu sorți, Tu ești acela care ai în mână soarta mea. Păzește-mă, Dumnezeule, pentru că în Tine caut refugiu.
binecuvântez pe Domnul care m-a sfătuit, la aceasta până și noaptea mă îndeamnă inima. Îl am mereu în fața ochilor pe Domnul, dacă El este la dreapta mea, nu mă clate. Și sufletul meu tresaltă de bucurie, ba chiar și trupul meu se va odihni în siguranță, deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nici nu vei îngădui ca cel credincios al tău să vadă putrezirea. Ce cunoscută cărarea vieții, în fața ta sunt bucurii depline și desfătări veșnice la dreapta ta. Toți creștinii aduc laude mielului pascal, mielul a răscumpărat turma. Hristos cel nevinovat i-a împăcat pe păcătoși cu Tatăl Ceresc, viața și moartea s-au luptat în mod minunat. Stăpânul vieții care a murit, domnește acum viu. Spune-ne, Marie, ce ai văzut pe cale? Am văzut mormântul lui Hristos care trăiește și slava celui înviat. Pe îngerii care au dat mărturie, giulgiur și veșmintele. A înviat Hristos, speranța mea, va merge înaintea voastră în Galileea. Știm că Iisus a înviat cu adevărat din morți. Tu, rege biruitor al morții, ai de noi. Aleluia! Aleluia! Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea.
Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, femeile, plecând în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare, au alergat să dea de știre discipolilor lui. Și iată, Iisus le-a venit în întâmpinare și le-a zis: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, i-au cuprins picioarele și l-au adorat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, mergeți și dați de știre fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. După ce au plecat ele, iată că unii din gardă au venit în cetate și au dat de știre arhiereilor despre toate cele întâmplate. Aceștia, reunindu-se în consiliu cu bătrânii, au dat suficient de mult argint soldaților, zicând: să spuneți, discipolii au venit noaptea și l-au furat pe când noi dormeam. Și dacă va afla guvernatorul despre asta, îl vom convinge noi și vă vom scăpa de neplăceri. Ei, luând arginții, au făcut așa cum au fost instruiți. Astfel, zvonul acesta s-a răspândit la iudei până azi. Cuvântul Domnului. Hristos a înviat. Preasfințite, dragi confrați preoți, dragi surori, iubiți credincioși, în continuare în comuniune cu noi la această sfântă liturghie, trăim această bucurie care ar trebui să nu se încheie niciodată, să crească mereu mai mult, a sărbătorilor pascale, învierea Domnului în viața noastră, învierea Domnului în sufletul nostru, această sărbătoare pe care o trăim în acest an mai mult în familii, mai mult în comunitățile mici, în biserica domestică, și în felul acesta descoperim un mod diferit, un mod la care nu ne-am așteptat, dar din care putem să extragem adevărata hrană spirituală pentru fiecare dintre noi. Am ascultat cuvântul Evangheliei în care femeile sunt prezentate ca primele care vin la mormânt și descoperă mormântul gol. Noi la fiecare sfântă liturghie, după momentul prefacerii, cu toții ne rugăm: moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Este un crez al vieții noastre pe care îl mărturisim la fiecare sfântă liturghie și care, de fapt, are menirea să ne călăuzească întreaga noastră viață creștină. Pentru că oferă continuitate vieții noastre, ne hrănește speranța, este ca pâinea noastră cea de toate zilele, această pâine spirituală, această hrană care ne alimentează în situațiile concrete ale vieții noastre. Meditând Evanghelia de astăzi, vă propun să reflectăm asupra a două tablouri. În primul rând,
femeile care vin la mormânt și ne spune evanghelistul, au plecat în grabă de la mormânt cu frică și bucurie mare. Pe de altă parte este tabloul cu arhierei și bătrânii care s-au adunat și au oferit o sumă de bani soldaților pentru ca în teama aceasta a lor să-și găsească liniștea, compunând un răspuns artificial că Iisus a fost luat, a dispărut, a fost furat trupul său din mormânt. Vedem așadar în aceste două tablouri cum omul pendulează între frică și speranță, între teamă și bucurie. Și regăsim aceasta atât la femei, deja ne spune evanghelistul, că erau cuprinse de frică și de bucurie mare. Și arhierei, bătrânii care trăiau această teamă în fața faptului împlinit și încercau să-și găsească și ei siguranța, liniștea în ceea ce s-a întâmplat. Cum pot sta împreună aceste două trăiri, frica și bucuria? Sunt într-adevăr două constante ale vieții noastre, recunoaștem aceasta. Dar pot fi puse împreună, putem spune că suntem în același timp cu frică și cu bucurie? Și totuși trăim și conviețuim cu ele. Ele pendulează în viața noastră. Avem momente de teamă care sunt apoi completate de momente de bucurie, revin iarăși situații de teamă, iarăși găsim mulțumirea în viața noastră prin mici bucurii pe care le avem. Când călătorim cu avionul sau cu mașina, experimentăm aceste trăiri în viața noastră. Pe de o parte avem bucuria că mergem într-o direcție, să ne întâlnim cu prieteni, cu rude, sau să vedem locuri pitorești, frumoase. Dar sufletul nostru reține și o anumită teamă, pentru că nu știm cum va fi acest drum, dacă suntem în avion, vor fi turbulențe, dacă, Doamne ferește, se va întâmpla ceva, sau suntem în mașină, și avem oarecare reținere să nu cumva să fie vreun accident, să se întâmple ceva neplăcut pe traseu. Și iată cum trăim în această pendulare între frică și bucurie. Sau atunci când cineva trebuie să meargă să facă o operație la spital, la fel. Trăiește bucuria încă neatinsă a ceea ce va fi când își va restabili sănătatea. Dar până atunci are o teamă în sufletul său, pentru că trece prin această încercare, prin această suferință dificilă în viața sa. Și iată cum trebuie să se obișnuiască, să trăiască din nou acest echilibru între bucurie și teamă. Cum putem găsi acest echilibru, această armonie? Ba chiar se poate ajunge ca frica, fiind dusă la extrem, să conducă pe om la disperare. Așa cum bucuria, care este fără realism, o bucurie fără un suport realist, să ne facă să fim rupți de realitate. Riscăm să nu-i mai înțelegem pe ceilalți pentru că trăim într-o bucurie pe care nu o conștientizăm. De aceea e nevoie de a găsi această armonie justă între frică și bucurie. Arhiereii, bătrânii, găsesc această soluție a unui echilibru, își fabrică un echilibru artificial, un argument artificial pe care îl pun pentru a-și amăgi conștiința lor că trupul lui Iisus a fost furat și negociază pentru ca acest adevăr să fie răspândit cât mai mult.
Ne spune Evanghelia mai departe că femeile, când l-au întâlnit pe Iisus, când Iisus le-a ieșit în întâmpinare, i-au cuprins picioarele și l-au adorat. Îmbrățișarea Domnului și adorația ne vindecă de teamă, ne oferă bucuria adevărată. Regăsim aici îmbrățișarea Domnului în Euharistie și, pe de altă parte, adorarea lui Iisus Hristos. Aceste trăiri ne alungă teama. Iată, de data aceasta, într-adevăr, al primi pe Iisus în Euharistie, al îmbrățișa pe Domnul în Euharistie, este posibil doar într-un mod spiritual, mod cu totul excepțional în aceste zile, dar este o îmbrățișare pe care o dorim în sufletul nostru și o adorație pe care vrem să o aducem lui Iisus Hristos cel viu. Pentru a ține în echilibru teama și bucuria, e nevoie de un exercițiu permanent, de o îmbrățișare și o adorație a Domnului, care să nu ia sfârșit niciodată în viața noastră. Evanghelia ne spune apoi că Iisus, cel înviat, le transmite femeilor să meargă și să dea de știre. Mergeți și dați de știre fraților mei pentru a merge în Galileea și acolo mă vor vedea. Să trăiască în continuare experiența cu Domnul. Galileea poate fi acea localitate care să trezească amintiri când Iisus era împreună cu discipolii săi și învăța și petreceau atâtea momente de comuniune, Iisus, învățătorul lor, și discipolii care ascultau și sorbeau cuvintele Lui. Dar Galileea, indicată de Iisus cel înviat, poate deveni acasă la fiecare dintre noi. Acolo unde locuiește fiecare, acolo unde lucrează fiecare, în viața fiecăruia dintre noi, Galileea este acel loc în viața noastră de fiecare zi. Ocupațiile noastre de zi cu zi, acolo să-L recunoaștem, suntem invitați să-L recunoaștem pe Iisus Hristos cel viu. Unul dintre cei mai mari psihoterapeuți și considerat părintele logopediei, Viktor Frankl, un vienez, un austriac, a trecut prin experiența lagărului de la Auschwitz împreună cu părinții săi și cu două din surorile lui și a fost preocupat de ceea ce se întâmplă cu oamenii atunci când trăiesc în acea stare dificilă. A văzut că mulți din jurul său ajungeau la disperare în condițiile din lagăr și mureau. Și a constatat că motivul cel mai puternic pe care îl aveau acei oameni și nu puteau să treacă peste el este tocmai disperarea. Nu găseau speranța. La un moment dat erau la capătul speranței lor. Și atunci Viktor Frankl încearcă să culeagă speranțe și face această ocupație în viața sa de concentrare alături de camarazii săi. Și în fiecare zi se ocupă de aceasta, să caute speranțe în viața oamenilor, să-i provoace pe oameni să spună care ar fi speranțele din viața lor, ce sensuri posibile ar putea găsi în viață. Și în felul acesta reușește să vadă cum colegii săi de lagăr reușesc să își revină, nu mai mor. Reușesc să găsească într-adevăr în aceste sensuri, să se agațe de sensurile pe care le-au găsit și să meargă mai departe, să supraviețuiască.
Iubiți credincioși, dacă acest psihoterapeut căuta în oameni, căuta să culeagă de la oameni sensuri pentru viață, învierea lui Iisus Hristos ne oferă cel mai mare sens pentru viață, unicul și adevăratul sens al vieții noastre, care este tocmai a trăi în comuniune cu El. În El găsim adevărata bucurie, în El găsim echilibru între fricile noastre și bucuriile noastre. El este Cel care ne aduce adevărata armonie în viața noastră. De aceea, să fie rugăciunea noastră de la Sfânta Liturghie, moartea Ta o vestim, Doamne, să fie o adevărată mărturisire a recunoașterii fricilor noastre atunci când știm că suntem oameni păcătoși, dar în moartea lui Hristos pot fi îndepărtate aceste păcate și alungată frica, și de asemenea atunci când mărturisim învierea Ta, atunci bucuriile din viața noastră, bucuria iertării pe care însuși Domnul înviat o pune în sufletul nostru, să ne stăpânească și să ne dea adevăratul sens al sărbătorii pascale și al vieții noastre de creștini. Hristos a înviat! Fraților prea iubiți, Domnul s-a arătat femeilor venite la mormânt și le-a trimis să ducă și apostolilor mesajul pascal. Și noi îl putem întâlni pe cel înviat prin rugăciunea pe care i-o adresăm cu mare bucurie, spunând: Doamne, ajută-ne să Te recunoaștem! Doamne! Pentru ca Biserica, păzind credința pascală transmisă de apostoli, să fie mereu fidelă în a vesti cu mult curaj mesajul pascal tuturor popoarelor, să ne rugăm. Doamne, ajută-ne să Te recunoaștem! Pentru ca poporul evreu, primul destinatar al descoperirii divine, să recunoască în Hristos pe Mesia, Cel de mult așteptat, să ne rugăm. Doamne, ajută-ne să Te recunoaștem! Pentru ca toți oamenii care caută adevărul și trăiesc în corectitudine morală, să nu se lase niciodată înșelați de martorii falși de astăzi, să ne rugăm. Doamne, ajută-ne să Te recunoaștem! Pentru ca toți cei care sunt încercați de durere și plâns, să nu cedeze ispitei disperării, să ne rugăm. Doamne, ajută-ne să Te recunoaștem! Pentru ca noi, credincioșii, care am primit cu bucurie vestea cea nouă a învierii Domnului, să învingem orice minciună și compromis care ne conduc spre negarea practicării credinței noastre, să ne rugăm. Doamne, ajută-ne să Te recunoaștem! Doamne Iisuse înviat, Tu ni Te-ai descoperit nouă în Sfintele Scripturi și în semnele realizate în Biserică de Sfinții și credincioșii Tăi. Fă-ne să fim mărturisitorii Tăi în fața oricărei tentații care ne îndepărtează de Tine. Tu care viețuiești și domnești în toți vecii vecilor.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, primește cu bunătate darurile credincioșilor Tăi, pentru ca toți cei care au fost reînnoiți prin mărturisirea numelui Tău și prin botez să ajungă la fericirea veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în acest timp în care a fost jertfit mielul pascal, Hristos Domnul nostru. El este cu adevărat mielul care a luat asupra sa păcatele lumii, care prin moartea sa a distrus moartea noastră, iar prin învierea sa ne-a făcut părtași ai vieții dumnezeiești. De aceea întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie, împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău
pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii Tale și, recunoscând în El jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți ființii prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întării în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei,
prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Asupra sa păcatele lumii, fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic
cei sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. O Iisuse, eu te cred aici de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vin sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Sufletele noastre, harul tainei pascale, ca să putem răspunde darului iubirii tale, ce ne-a deschis calea mântuirii veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și cu să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Aleluia, aleluia.
Dragi ascultători, dragi telespectatori, iubiți credincioși, am transmis Sfânta Liturghie din Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, din cea de-a doua zi a Sfintelor Paști. Liturghia a fost prezidată de Preasfințitul Iosif Păuleț, avându-i alături pe preoții de la Catedrală, împreună cu surorile, și aceștia au susținut răspunsurile la rugăciuni și cântările. Un cor format din preoți și surori, dirijat de Părintele Robert Rătan, la orgă susținut de Maximilian Husaru. Sunt preotul Adrian Blăjuță, împreună cu Eduard Luca, și vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Vă dorim zile binecuvântate în continuare. Hristos a înviat!